domnul primar, domnul secretar, după cum știți, astăzi am fost informat pentru ședința de Consiliu Local, am spus în Dure. Înainte de citirea ordinii de zi, îi supunem la vot procesul verbal de asumță anterioară, din data de 13 mai. Cine este de acord? Ordinea de zi este următoarea. Proiectul hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Comunei Sandulet a unor imobile terenuri cu destinația de drumuri publice, inițiator primarul Comunei. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Comunei Sandulet a unui imobil teren cu o suprafață de 2000 de metri pătrați în vederea încălzării investiții, stații, măsură, reglare, componentă a proiectului de dezvoltare rețelelor inteligente a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență, operare, precum și integrarea activității de transport, distribuții și consum final în Comuna Sandulet de Subacău. Inițiator primarul Comunei. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport a cadrelor didactice care nu dispun de locuințe pe terenul Comunei Sandulet. Inițiator primarul Comunei. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnice economice a investiții de dezvoltare rețelelor inteligente de distribuție a gazului naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și integrarea activității de transport, distribuții și consum final în Comuna Sângeleză Subacău, inițiator primarul Comunei. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume destinate cultelor, inițiator primarul Comunei. Punctul 7. Divers. Cine este de acord cu ordinea de zi? Mulțumesc. Abținere. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020, inițiator primarul Comunei, proiect însoțit de raportul de specialitate, birou financiar. Am primit bună ziua. O rectificare de buget în interiorul capitolelor și de la un capitol de altul la altul. În primul rând, am creat un contract de gaze, de studiu geo, de consultanță, de aviz drumul național pentru investiția alimentarea cu gaze la Comunei Sandulet. Dar vedeți că de vremea s-a schimbat. Și a fost, este o rectificare în interiorul capitolului. La administrația locală ne-a mai trebuit 20.000 de lei, 200 de milioane. La poliția locală 10.000 de lei, din care 5.000 de lei în urmă de la nou salarii. Și o rectificare de buget în interiorul capitolului. Pentru rețeaua de gaze s-a alocat 1.162.000, parcă pe 1.129.000, pentru că atât am avut, am avut sume disponibile, cu toate că valoarea este mult mai mare, dar primăria a încheiat contracte multianuale pentru toate contractele, respectiv atât pentru studiul și pentru proiectare, astfel încât ca la sfârșitul anului, dacă nu sunt de ajuns bani, sumele pentru plata acestor contracte, să fie plătite anul viitor. Deci ele se numesc contracte multianuale. Întrebări pe această temă. Dacă nu sunt întrebări, trecem la punctul 2. Cine este de acord cu punctul 1? Abține? Supărătate. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Comunei Sandulet a unor imobili terenuri cu destinație de drumuri publice. Inițiator primarul Comunei. A fost experiența de cele trei proiecte depuse pe fonduri europene. A fost foarte ușor acum, ca în termen foarte scurt, să putem să întornim aceste ridicări tot.
Și aici țin să mulțumesc băiatul Emilu Coceanu că a reușit și să vădă și noi pentru aceste ridicări domnului. Ce este vorba la punctul 2? De exemplu, sunt anumite drumuri care nu sunt în domeniul public. Inventarea drumurilor din domeniul public sunt făcute prin hotărâri de guvern. Dar introducerea în domeniul public sunt făcute de consiliul local. Adică avem anumite drumuri micute care nu au fost introduse în domeniul public. Dăm exemplu. Drumul pentru a putea fi duse rețeaua de gază către stupul, varianta cea mai simplă, care a găsit-o proiectantul, a fost peste deal, pe aici, și 2,7 km. Deci acest drum trebuia introdus în domeniul public. Pe urmă, în spate era blocuri aici, străduțele alea micuțe nu au fost introduse în domeniul public. În Coma nu a fost cazul, în Verșești este cazul, mai mult însă nu e. E vorba de 9 poziții, dacă rețin eu. La început era vorba de 9 poziții, de 9 drumuri care vor fi introduse în domeniul public, astfel încât în momentul de punere pe fonduri, pe fonduri europene, prima cerință este ca acele drumuri să fie pe în domeniul public. Adică, în acest moment, sunt 36 de kilometri, iar pe ridicările topo avizate de OCPI trebuie să fie 36. Adică, să fie o concordanță între ce are OCPI, ce are pe domeniul public al comunului. Întrebări? Să supunem la vot punctul 2. Cine este? Mulțumesc. Absolut. Totul așa. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Comunei Sândulet a unor imobile teren cu o suprafață de 2000 m² în vederea amplasării investiției stații măsură de reglare componenta proiectului de dezvoltare a rețelelor inteligente a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență, operare, precum și integrare a activității de transport, distribuții și consum final în Comuna Sândulet, Subacov. Inițiator primarul Comunei. Orice proiect de gaze, orice instalație de gaze, nu proiectul ăsta, are o stație de reale măsură. Suprafața necesară este între 1000 și 2000 m², zona unde se amplasează acest teren, o stație de reglare măsurare. Proiectantul a vizitat toată zona Comunei Sândulet și a ajuns la concluzia că cea mai bună zonă este între zona unde este podul la fermă, nu, între Marcel Chirachi și pod, în zona. Situația a fost puțin mai dificilă, dar în vedere că acolo sunt proprietăți ale oamenilor. În momentul când s-a făcut schimbul de pământul cu agrozotul, de la șosea până pe o distanță de 420 de metri este suprafața primăriei Sândulet. Deci, această stație de reglare măsură este făcută pe zona care ne aparține nouă 420 de metri. Adică nu ne-a dus pe proprietățile oamenilor. Pentru că nu poți să construiești o stație de reglare măsurare pe proprietatea unui om, doar cu acordul cetățeanului respectiv. Întrebări la punctul 3? Dacă sunteți de acord cu punctul 3, cine este pentru? Mulțumesc. Punctul 4. Proiect de hotărâre de contare a cheltuielilor de transport a cadrelor didactice care nu dispun de locuință pe teritoriul Comunei Sândulet. Inițiator primarul Comunei. Vorbim de decontări pe luna aprilie, mai, iunie, a doamnei director, directorul al nu, și a doamnei secretară și a doamnei contabile. Vorbim de naveta cadrelor didactice în luna septembrie și octombrie, inclusiv pentru doamna director și pentru, adică pentru cadrele didactice, doar în luna septembrie și octombrie, fiind în activitate. În septembrie și în octombrie avem procese educative, instructive educative. Valoarea totală este de 9.166 de lei. Dar noi, prin proiectul de buget local, aferent anul 2020, rețin că am alocat 30 de lei. Deci sunt sumele necesare pentru decontare. Adică banii sunt alocați, sunt în buget, dar conform registrației trebuie aprobarea consiliului local. Dacă inclusiv aprobarea Consiliului de Administrație. Acum nu știu dacă avem hotărârea Consiliului de Administrație, dar presupunem că este. Vă rog să-l puneți la dosar, hotărârea Consiliului de Administrație, solicitați la doamna
în secretară, dacă nu există, dar eu știu că au existat ședințe cu aprobarea la vedere. Întrebări la punctul 4. Dacă nu sunt întrebări, să punem la vot. Numărul 4. Cine este pentru? Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico-economice a investiției de dezvoltare rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final în Comuna Sărbine, județul Bacău. Inițiator, primarul Comunei. Avem o deviză, o deviză generală, ați văzut și pe comisii, puteți să știți viața, avem un deviz Centrul Smâș și un total general, semnat de domnul Cezar Lorenț Bălnișteanu, pe o semnătură electronică, așa ca și idei, lungimea totală a rețelei de gaz este de 36 de km, e estimativ, am întrebat pe proiectantul, cam ce valoare are pe metru. Pe metru lineal să pătrui în conducerea este 700 de lei. Adică dacă stăm și analizăm, cu TVA cu cost. Adică pe o analiză cu cost beneficiu, constatăm că 36,7, 76,42, 24, 73,21, 425. Vedeți că avem 26. Deci valoarea totală a investiției este de 32 de miliarde, respectiv 6 miliarde de euro. Numai că aici, pe ghidul solicitantului de cost, se precizează că toate cheltuielile sunt de regie, dar la firul... 32 de miliarde de lei. Da, da. 6 miliarde de euro. Da? Numai că la firul, dintr-o... Nu știu cum să spun eu, dintr-o... O modificare a ghidului solicitantului, toate că nu modifica ghidul solicitantului, așa a fost și în 2007. TVA-ul nu este elegibil. Adică observăm că TVA-ul, în valoare de 1 milion de euro, 1 milion 100 de mii de euro, TVA-ul fiind elegibil, va trebui suportat de bugetul local. În cazul că o emit o problemă dacă va fi suportat de bugetul local, adică la o investiție atât de mare, putem să ne împrumutăm cu 40 de miliarde, să ne permite să ne împrumutăm cu 40 de miliarde, am avut, la un moment dat să ne împrumutăm, suma maximă era de 41 de miliarde sau 45 de miliarde, nu mai le țin, dar cred că 41 de miliarde pentru investiții. Deci suntem acolo. Adică statul ne-ar permite să ne mărim, dar numai să se acorde. Dar am mai precizat acest punct de vedere și chiar spun și acum, chiar dacă sunt filmat, sunt mai eficient. Am vorbit chiar acum cu cineva de la Transgaz. E o situație mult mai grea, pentru că la nivel de țară, acum, de exemplu, el s-au depus de către o societate 270 de cereri pentru avizul de la cod al rețeaua națională. Este ceva. Sunt 2000 de proiecte, 2000 de cereri. Gândiți-vă că 2000 de cereri, eu am cerut, am solicitat 6 milioane. Dar sunt comune mult mai mari, care se ridică la 7-8 milioane, 10 milioane. Făcând 1000 de 6 și cu 10, vin 8. Gândiți-vă la 2000 de cereri, 2000 de... Vin 1.600.000, 2.000.000. Deci dacă statul român, acum, pe proiecte de eligibilitate, pe sub măsura 7-2, dezvoltarea infrastructurii pe scală mică de bază, nu ne poate acorda, nu ne pot acorda 100 de milioane, eu în sufletul meu să dea, Dumnezeu să dea. Greu, adică pentru orice guvern, nu pentru guvernul ăsta, să mă înțelegeți deși, pentru orice guvern să acorde 2 miliarde de euro. Eu, nu mi se pare o sumă mare, deci 2 miliarde, dar mai fi greu să aloce 2 miliarde pentru, adică toate că este benefic, dar nu știu. Adică dacă ei nu sunt în stare să dea 100 de milioane de euro, nu cred că va da la 2 miliarde, adică. Totuși 32 de miliarde de lei, e mai puțin de 1 milion de euro. Am zis 6 milioane de euro. 6 milioane de euro. 300 de miliarde. 300 de miliarde. 326 de miliarde. Da, 326, scuzați-mă. 32. Da, 32 de miliarde. Da, am precizat că da. Bani. Bani foarte mult. Foarte, foarte. Greu. Da. Deci trebuie să cel scuze, da. Deci va fi foarte greu, adică exact cum s-a întâmplat și cu CNI-ul, s-a depus și acolo 2500 de proiecte, 2500 de proiecte, numai noi avem 2 milioane de euro pe proiectul ăla, vă dați seama, și apoi a venit iar
2, 3, 5 miliarde, nu știu cât vin acolo, 2 miliarde, adică e o situație mare, adică cheltuim bani pe proiecte și o să vedem că nu o să dea bani. N-are cum să ne dea atât de mult bani. Este imposibil să ne dea, dacă nu dau de câți ani. De când o să dea? Din 2018 sau din 2017, un milion de euro și proiectul este aprobat și nici acum nu e aprobat. Deci nu vorbim de un guvern la nume. Orice guvern. Orice guvern. Să dea Dumnezeu. Da, dar nu dea. Pentru, adică să le râd, pentru a fi depus acest proiect, pentru a fi depus proiect, exact ca celelalte proiecte, trebuie să aprobăm indicatorii termeni economici. Pe cheltuieli energie și pe cheltuieli energie. Aici, pe hotărârea Consiliului Local, vedem. Ce se întâmplă? Electricii, ce? Nu ești pregătit pe TVA-ul. TVA-ul, deci vorbim doar de TVA, ca să știu. TVA-ul nu este face bine suportat din bugetul local. Adică, în momentul când se acordă o astfel de investiție, să știți de la început că nu se mai face nimic în Comuna Sandoi, că trebuie să pui banii necesari ca să plătești TVA-ul. Adică tu te duci cu factura, să zicem, de 1 miliard, 200 milioane să pui din bugetul local. Adică să-ți plătești TVA-ul. Am avut o situație grea și dacă, na, să dea Dumnezeu să fie, să ajungem la punctul respectiv. Da. Supuneți raportul. Sau întrebări. Sunt întrebări? Nu. Te supărim la vot. Punctul 5. Cine zice? Mulțumesc. Și să știți că s-au pus pe toate sfârșitele, pe păr. Pe păr, să știți că s-au pus pe toate sfârșitele. Punctul 6. Proiect de hotărâri privind aprobarea repartizării unor sume destinate cultelor inițiator primarul Comunei Sandoi. Este vorba de Biserica de la București. Părintele a solicitat 1500 de lei să cumpere denumirea pe care a spus un tun de căldură, nu știu ce reprezintă, cu motorină pentru căldură. Un tun de căldură, 1500 de lei. Iar banii ăștia, 1500 de lei, se ia de la capitolul ăla de culte. Sunt 600 și ceva de bani disponibili. Vedem de unde luăm. 1500 de lei, ca să știți. Adică nu e o sumă mare. E nau centrală. Nau centrală. Da, e pe lângă. E ceva, e și dincolo. A refuzat centrală. Au refuzat centrală. Și nu-i mai bine să bage centrală? Da, dar acum e o soluție pe moment. Adică să aibă totuși o căldură, să bage centrală, să iei, de exemplu, la Coma ne-a costat, nu știu, 200, 300 de ani, nu știu cât ne-a costat. Dar necesită sume de mari. Tunul de căldură, de exemplu, dacă e ceva de moment, dar după aceea îl depozitează într-un magazin și da. Investiția făcută... Da, dar primăria nu dispune de bani ăștia, 300 de milioane, astfel încât să fie 300 de milioane. Dacă aveam bani, 300 de milioane, dădeam 300 de milioane. Da, dar nu sunt bani. Mă ales că au refuzat centrală. Acum, da. Știți cum este? Nu vreau să... Părintele a văzut. Am dat la proiectare cum o să vină aici, la Sandoi. Adică nu pot să iau acum, să zic, de la Sandoi bani și să-i pun centrala Buzoi. Ar fi ok. Ar fi ok, nu-i corect. Și acum am decis să cumpărăm papiere, le depozităm acolo. Deci am vrut să retrează 10.000 de lei de la Cintul Bătrân, da? Da, da, da. Deci nu mai sunt cei 40.000 de lei, mai sunt 30.000 de lei. Au fost 40 cu 10. Nu, 30 cu 10. Așa știu. O să vreau să greșim. Da, dar nu spun că nu știu. Nu spun nimic, dar ideea este că noi trebuie să cumpărăm pavierele, era la măcar să le cumpărăm, să le avem. Că oricum mai fost un abetonat. Nu, deja s-a terminat. S-a terminat, dar măcar să le avem cumpărate acolo. Da, măcar să le cumpărăm și cumpărăm de alea de 8 centimetri. Acum, chiar aș avea o rămintă, și nu, preocupați-vă mai mult, dacă vreți să vă implicați cu biserica. Eu am avut o discuție de principiu cu domnul Ignat, iar am înțeles situația, dar eu aș vrea să spun un lucru. Lăsați-i pe părinte să se tădescuți. Așa cum este la Coma, Buzurești tot. Părintele se ocupă de tot. Haideți, eu ca și primar, nu mă bag peste cu eu niciodată. Părinte, dacă mă dat, crezi că trebuie să faci asta cu aia. Haideți să nu ne băgăm. Dar și nu mi-a lăsat lucrurile. Dar vorbesc ca general, nu vorbesc ca lumea de rușine. Vorbesc la modul general să lăsăm pe părintele cui să se ocupe dumneavoastră. Că pentru că la un moment dat, bine, nu dau unul și nu este frumos să pună în ședință, venise cineva și la un moment dat, nu că punem un pavere, nu că părintele spunea că beton. Și astăzi era și de față, cum a zis domnul poetant?
turnăm prima dată 20-30 cm de bagastru, 10-12 cm de beton cu brațe de Buzău, pe urmă pavele de 8 cm. Adică ascultăm de proiectant. Ca și principiul, nu dau. Deci ascultăm de proiectant pentru că... Ca și principiul, am ascultat să vă ocupăm la asta atunci. Părintele a ascultat, părintele vare să faceți... Eu ascultat. ...proiectul ăsta și... Da, da, nu mai contează. Important e că se face investiția. Important este că se face, dar... Da. Aș vrea să fie lăsat părintele puiul să... să facă, pentru că... Așa mi se pare corect, adică... Nu l-a lăsat cineva. Dar vin foarte mulți cu idei și părintele acum, nu știu cum, el e un tip așa mai retrasă. Eu nu aș putea accepta sau cum e alți preori. Să se ocupe el, el este administratul totuși a primăriei. Punctul foarte este a bisericii. Și el va semna, el va... Pentru că eu, de exemplu, dacă am un proiect, chiar nu am nevoie de Consiliul Parohial, să zicem până acum, de Consiliul Parohial. L-am pus pe părinte, s-a dus o comisie de la primărie sau un dirigit de așa. El a semnat, adică eu chiar nu am ce discuta cu Consiliul Parohial, să știți de aia. Așa discut din bun simț, din respect, dar nu am ce discuta. Chiar nu am ce discuta, adică cu părintele. Pentru că dacă lucrarea nu este bună sau greșită, Consiliul Parohial nu răspunde nimic. Va răspunde părintele, pentru că între primărie și părinte, o să vă luați, sunt contradictoriate. Cum e la biserica de la Greșeț. Sunt două moduri. Am discutat asta. Am făcut un contract cu dumnealui, exact cum se încheie un contract cu Ministerul Mediarateu, pe, da, un exemplu, pe canalizare, pe 90 de miliarde. Situații de lucrări, trimiți situații de lucrări în Ministerul, nu dă drumul la bani. Așa i-am făcut și părintele de la Greșeț. Părinte, faci structura? Ți-am dat contract pe 600 de milioane, vii cu situații, îți dau până la 100 de milioane, îți dau până la 100 de milioane. Comisia, spre exemplu, Mieluier, a măsurat și colacul este propusă. Noi constatăm că sunt 137 de metri pătrați, părintele cu comisia dumneavoastră de acolo sunt 120. Mulțumesc, părinte, că avem mai puțin. Restul de 17 metri plătește mata. Adică eu întotdeauna măsurător energie să fie mai mal, sau exact cu ale tale. Dacă tu ai mai puțin, înseamnă că tu ai să plătești banii tăi. E problema ta. Discuții la punctul 6? Nu. Să te la tot. Domnul Gheorghe la altitate. Iei tu o oră pentru iarna asta și anul viitor, dacă îi faci central, ăla va fi aplicat. Omul a altitate. Și a spus punctul de vedere, dar punctul ok. Adică e o soluție de moment, dar o soluție care... Întrebarea e, nu transpiră biserica când se face căldură la minus? Cum? Da, să steau... E vorba de gaze. E treaba din o oră, că ține slujba... E vorba de gaze, că dacă nu-i spate mare, e ca și foarte mult gaze. Nu trebuie să pereți. Nu, dar n-au pictură ca să... Deci când se afectează pictura sau... La capătul. Dar asta... Nu, dar la altă variantă nu ai, ca să... Niciodată n-am înțeles. Niciodată n-am înțeles că au refuzat centrală. Domnule, eu să ne mut eu centrală și în primul an vrea Consiliul Local, primăria, vrea să spună centrală și tu să refuzi centrală? Am luat centrala și am dus-o la stufă. Am adus o societate, am montat societatea, tot. Mă, dar să nu fii înțeles greșit că era centrala de la stufă, a adus... Nu, e nou, nu, 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 dar s-a discutat asta, s-a înțeles. S-a înțeles, e nou, centrala, tot. 2009? E nou. E nou, e ok, nou. Am trecut de momentul ăla. Eu vreau să zic că nu prea văzut cum să refuzi tu. Adică mie, cineva dacă mai vine acum, zice, domnule, schimb centrala la tot, păi nu sunt accept. Zice, bă, domnule, nu se da. Să spunem la voi punctul 6. Cine este pe aici? Da. Mulțumesc. Abținem. Da. Punctul 7. Diverse. Deci, mai discuții. Cine se înscrie pentru discuție? Eu. Dar vă domnul Stapu. Domnul profesor. Poftim. Scriem poate acela subiect. Când ați discutat înainte, voi eu zic așa, tu zi altceva. Domnul profesor. N-ai cum să fie altceva acelea subiect. Face parte din șase diferite.
Adică acum un tun de căldură aș fi fost bun și aici. Când să fi fric. De ce mai și te folosim și după? Acum așa nu fi bine de la sol, din tăsoare. Băgăm noi de căldură aici. Duminica lui ce mă păcăză. Dacă tot veni lua de tunul de căldură, e o situație grea cu acest cămin. De asta m-ați atacat pe mine cu acest cămin în conținerea, dar eu am să vin în Consiliul Local cu un proiect din țel și vă spun eu că nu aveți curaj niciunul să apără. Pentru că nici eu nu am curaj. Situația este foarte grea. Da. Și nu un proiect am apărat. Chiar acum am adus un proiect. Ce m-ați ocolat din Nicoleta? Sunați-o din Nicoleta să vin. E o situație nu grea. Și nimeni. Eu o să vin să vină dacă aveți curajul să apărați acel deviz și lucrările pentru acest. E foarte greu. Centrala aia de jos este mutată, pentru că este un regim de înălțime, nu știu cum, nu este. Situația e foarte grea și necesită cheltuieli foarte mari. Nimeni nu vrea să intre la structura lui. Adică să vină pe ceva sau? Să vină să ne extind cu weight-up-ul ăsta care am adus iar, pentru că nimeni. Nu riscă nimeni. Nu riscă nimeni. Nimeni nu vrea să facă expertiza. Nimeni nu vrea să facă expertiza. Poate nu fac peretele de jos, de la infrastructură. La peretele lateral de la suprastructură îți face oricine. Un expert nu găsește nimeni să facă expertiza. Nimeni nu vrea să facă. Pentru că vin fiecare cu soluții diferite. Vreau să credeți că e atât de simplu. Pentru că acest cămin a fost... mi-a spus multe. Acest cămin a fost făcut fără autorizație. Fără autorizație. Bine. Așa. Domnul Tiberiu, spune. Și domnul Tiberiu, o întrebare dacă se poate. Dacă ați pregătit pentru viitor ceva și pentru partea Sângulei. Pentru? Pentru biserică, eventual pentru acoperiș, am înțeles că au o problemă. Și ar trebui niște fonduri pentru acoperirea bisericii, dacă s-ar putea aloca din... Nu pot să răspund această întrebare. Întrebarea dumneavoastră este inoportună și pusă într-un moment nebenefic. Această întrebare se pune la proiectul de buget local. Nu și are sens. Vă frumos, puneți întrebări cu sens, la momentul oportun, în momentul când se aprobă proiectul de buget local. Altă întrebare. Eu vreau, dar acolo e o problemă cu drumul. Da. La cimitir, când vine apa aia mare, trebuie un tub la traversare, de beton. E adevărat acolo. Acolo, în fața la... Am pus un tub acolo, n-am pus un tub. Nu. Trebuie de la fața cimitirului un pic mai la lea. Acolo ar trebui un bol din gol, ca nu s-a venit. Și într-un loc făcut șansul la școala vechi, când vine apa mare pe ăla, când vine drum și strică. Acolo trebuie un gol din care s-a venit la cimitir. Din gol, dacă la cimitir, la cimitir, să traviseze drumul. Așa că o gândă. Acum ar trebui făcut de la cimitir până la biserica vechi, șansul din loc. Duceți-vă, verificați, eu vă trebuie bun, stați și ești conștient, cum i-a luat, ce trebuie să fac? Fac aia și da, dar nu sunt trebuie. Iar în partea aia, tubul nu e o soluție. E o soluție de moment, dar Stevie, când îți ajungi punct de 6 metri, două tuburi, Stevie. Două tuburi. Acum de 6 metri, am întrebat. Între 4 și 5 metri. Între 4 și 5 metri. Doar nu trebuie 6 metri. Asta e diagonal. Nu e drept. Eu le-am diagonal. Da. E foarte. Mi se pare că din domnul Sigrestu, de vin la întrebarea mea, să ocupați de satul Coman. Lăsați-i pe domnul Magar, pe domnul Ilean, pentru satul Sângulescu. Nu vă mai rogați pe satul Sângulescu. Pentru că eu, la consiliul meu, dacă am tot să bagă peste el sau pe cei ce nu face atenție. Și spune, domnul Magar, lasă-mă pe mine acolo să-mi fac eu treaba satul meu. Așa și nu. Ocupați-vă satul dumneavoastră. Dumneavoastră câștigați votul din satul dumneavoastră, am tot din satul Coman. Iureanu, satul Sângulescu. Să suntem consiliere comunii Sângulescu. Da, dar știți ceva? Suntem la vot acum. Pe fruntea mea, scrie un băiat deștept. Pe fruntea mea, scrie un băiat deștept și eu nu mi-a plăcut rașic în viața asta. Adică, dacă alții nu-și asumă anumite puncte de vedere, va băga pe din asta în anumitare. Și ați căzut acum puțin cam de pe locul 2, că nu-și asumă acasă, și așa mai dumneavoastră. Fiți demn de dumneavoastră, nu sunteți profesor. Și vreți să nu ați spuneți la chestia asta te da dumneavoastră să o spuneți sau o drum, să-l puneți pe el. Dar nu am avut nicio treabă, și atunci nu am avut nicio treabă. Atunci ai găsat, a căzut el de pericul și încerc studii ca dumneavoastră și soarții din omul ăla. Păi, altă întrebare. El, șanțul la școală, la coma, la scufu. La scufu? Și la cimitir. Da, școală, la scufu și așa. La scufu, da. Ați spus că viața domnului Milu v-a ajutat cu cadastru. Da, ne-a ajutat foarte. În ce sens?
Cum? Nu e un fel de conflict de interes, dacă el face cadastre sau astea, sau e doar angajat la firmă, sau cum îl face? Da, să-l băi! Mă, dar trebuie să la următoarea întrebă, gata, nu mai zic, pentru că eu nu vreau să cadă. Nu e niciun conflict de interes. Întrebare, pur și simplu, vreau să știu. Întrebare cu asta. Hai să vă spun. Eu un băiat foarte bine pregătit și așezarea caselor. Haideți să vă spun. Hai totuși să răspund. Deci, pe zona cu poiecte, eu sunt niște vinicăltofă. Și pentru a fi aprobat acest poiect, pe zona de vinicăltofă, pe zona de vinicăltofă, puteți să pui case. Eu nu ies cu Vasilescu, eu ies. Și omul trebuia să pună 1100 de case. Și având în vedere că a avut cunoștințele de vinicăltofă, de DVG-uri, de DVG-uri, omul a trecut case, el are 3-4 zile. Adică v-ați gândit imediat la ceva lor. Nimeni nu face ceva lor. Nu am de la rău, nu am de la un timp. Da, trebuie să apreciați. Trebuie să apreciați. Și până la urmă, aprecierea este randamentul succesului într-un proiect și în viață și în părere. Dacă am nevoie de lecție de viață, să vin la dumneavoastră. Nu, dar n-am să dau la dumneavoastră, pentru că... Acum, serios, chiar ai deja faceți atari la persoană și cred că într-o ședință de consiliu, nu vă spus. Dar nu am citit. Domnul, vă rog frumos să reluați ședință. Nu, eu las ca să continui, domnul primar, ca să fiți lămurit. Eu am întrebat ce am avut în primar. Mi s-a părut pe întrebarea și neavând cunoștințe de genul acesta, de a te întreba. Dacă ceva vi se pare corect, vă o să faceți o adresă la ANI, la Agenția Națională de Integritate. Adică la nivelul cunoștințelor dumneavoastră, cred că puteți să faceți. Nu, vă o să faceți. E o întrebare foarte proastă. Spune, da, spune-te cu căminul acesta. Autorizarea să se dacă omul a înțeles, dar pe ei să scazi de pe nimeni și tu. Nu, ești făcut în ce calitate de verdict că a fost o întrebare proastă? Haideți, Nicoleta, să vă rog. Ești plică, Nicoleta, tot despre ce vorba. Cum este cu acum cu domnul Doroftei, cu nou proiect pentru primar? Am cerut o mulțime de calificări. Am venit la un proiectant ce avem noi și la cerut calificări. Puteți să lăsați domnul de la ca să vadă și din nou cât este de greu. Dar studiați acasă, nu acum. Lăsați acasă, e foarte greu. Adică vreau să zic o asumare de răspundere pe care e foarte greu să vă asumați. Și eu întotdeauna am venit cu lucruri concrete care puteți să le aprobați. N-am venit cu... Pentru că mi-ar fi... N-aș putea să stau, să doar. Când știu că vin în fața dumneavoastră cu un proiect care nu este realizat. Altă întrebare, vă rog frumos. Referitor la ce ați vrea cu dumneavoastră acum, eu știu ultima discuție care a fost cu dumneavoastră. Ne-ați prezentat, nu știu dacă anul ăsta, cu pandemia, am dat un cap sau anul trecut, că s-a venit cu o soluție de un, vorbesc în lei, de un miliard. Pentru 3 miliarde. Da. Când a venit, fie, pe așa neam. Bucureșteanu. Bucureșteanu, da. Și ați spus că s-a găsit o soluție, dar soluția este, va fi mult mai puțin, va fi mai ieftină atunci când se va rezolva problema cu apa sau cu canalizare. Așa că cu apa. Așa. De asta știu că asta a fost ultima discuție a dumneavoastră. Așa este, așa este. Acum, dacă s-a venit cu o altă sumă... Atunci era 3 miliarde, 3 miliarde, va avea suma, că este pe unul de lege general și va avea 3 miliarde. Asta nu știu cât costă soluția. Deci soluția... Nu, de asta zic, acum nu știu că s-ar putea mâine, păi mâine, eu zic, poate să încercăm să facem ceva cât să le rezolvăm acum, că e foarte. Vor apărea noi norme, noi o nouă legislație și s-ar putea, nu știu, zic eu, părerea mea e păcat, eu am înțeles că s-au făcut greșeli la proiectare, la construcție, la... Așa, știm și aici că a fost un zid care s-a dărâmat între timp și a costat în plus, dar să-i dăm așa, poate, nu știu, zic eu, părerea mea, cât mai degrabă o soluție ca să nu... Riscăm poate mâine, păi mâine ajunge și mai mult. Mâine, păi mâine chiar. E adevărat, dar uitați-vă că cetățenii comunei sunt doi la cum vor asfalt. Nu mai vor. Deci vă spun sincer. Am ajuns la concluzia, nu mai vor nici școli. Pentru că nici profesorul nu se ridică la un nivel de... Da, eu sunt
Nu mai vrea nici cultură, nici educație, nu mai vor nimic. Adică nu mai vor nici cultură, nu mai vor nimic. Vor doar asfalt. Asfalt, asfalt, asfalt. Eu acum să vă spun, să putem cheltui 5 miliarde. Acum 5 miliarde mai punem 2 miliarde, facem o uniță de 7-8 metri. Nu se mai vrea nimic. Adevărat, doar că v-am spus, eu asta știu ultima discuție care am avut-o era... dumneavoastră, cred că ați spus, pe un miliard și ceva, în momentul în care se va rezolva problema cu apa, ca să se scadă puțin din cost. O să ne uităm pe demnul. Acum, dacă a crescut prețul... Nu a crescut, a venit cu altă soluție. 5 miliarde e o sumă mare, da? O sumă foarte mare. Dar alt întrebare vă spun. Da. În privința, știu că se organiza o sărbătoare aici, la noi în sat. Cred că multe mari oameni organiza. De date? Sau nu știți? Nu, anul ăsta nu. Păi știu că nu. Probabil nu. Eram curios dacă s-au alocat o sumă de bani pe organizarea lui și se va redistribui către altă ceva. Da, da. Da, a fost o rectificare bugetară. Rectificare, dar ce aleau la bani? Ce i-am spus în altă parte? Am lăsat decât 10.000 de lei parcă. Și aici nu știu ce să facem. Împodobirea pomului de Crăciun, știți, cu pachete către copilaj. Adică... Da, am rezolvit. Da, când se duce la poate trei. La fiecare copil. Deci, sunteți consilieri noi, alții vechi, deci oamenii. Țineți minte aici ce vă spun eu, nu mai pun accentul pe educație. Și oamenii nu mai pun educație, nu din cauza părintelui, din cauza cadrelor didactice. Sunt cadre didactice, nu se doar la direct, nu este doar la păstrăl, cadre didactice care, domnule, chiar pun suflet în orice să facă, dar sunt cadre didactice care nu mai pun suflet în orice. Adică nu se poate ca un cadru didactic să te duci în 35 să rămâi, de 6 ori, la greșești. Corect. Și atunci, cum poți fi numit un cadru didactic? Dacă 35 de sezoni, te duci de 6 ori. Indiferent din sport. Schimbare. Corect. Păi cineva trebuie să-ți verifici prezența. Dacă nu te duci la muncă, ești angajat undeva, nu îți faci contractul. Păi ce bună. Că directoarea trebuie să-i... Păi asta e directoarea. Directoarea a fost directoarea și a făcut. Cătălin și-a făcut. 90% din profesor își fac. Dar dacă unii nu... Da, dar directorul se raporteze. Dar în funcție se raporteze că nu-i prezent. În ședință, când am spus la directoare, am fost un profesor care a fost de 3 ori într-un an de zile la școala la Deșești. Da, și chiar doar la directoare, da, i-a dat continuitate, iar primarul i-a dat continuitate. Eu și cu domnul consilier, la Gigiel, i-a dat continuitate acelei persoane. Și am greșit. Și am greșit. Da, altă întrebare. La Versești, la Biserica Catolică, cu doamna care, cu băieții care sunt cu canalizare, căminul ăla trebuie coborând, nu pot să aducă lemn, nu ăștia. Dacă se poate face ceva cu el. Sunt primul Marcel, repede, dar nu sunt primul Marcel. Eu nu-i dau. Nu pot să dăm și canalul ăla. Trebuie tăiat dintr-o parte și lăsat după teren. Ca să o soluție de moment. Dar plasticul ăla merge tăiat, îmi taie. Păi, discuți la răcinare. Au ceva, au nici ceva. Dacă se tai în căminul de plastic, nu mai poate fi așa de capacul de pământ. Ok, tai de jos, de la partea de jos. Adică tot ei trebuie să o luăm. Spune-lu, dacă tai în plan înclinat și îl așez, capacul îl așez. Nu, nu, nu. Ce te era o pare? Nu, nu, nu. Nu, păi tai de jos. Nu, 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 nu. Dar e imposibil să nu găsim o soluție dacă dăm capacul jos, dăm capacul jos. Nu, vor să aducă lemne și nu poate să implică din pragul din jumătate de metru. Trebuie să vorbim de canalizare. În partea aceea de jos, în punctul din zi, orice se pun capacele la nivelul străzii. Da, da, da. Când se va dura, un alt obor ați dat. Îi punem un miniat de control, 10 cm sau cât e asfaltul, da. Se pune aia. Se ridică, se ridică, asta se ridică înapoi. Deci nu poți să lași, acum am spus, câte în jurul oameni. Și pun miniat și miniat sunt două. 5 cm, 7 și în momentul când... Întrebarea unui cetățean, dacă dumneavoastră dorește să se reapărăteze, să lase, să bage ceva în contract, cost, către firma executantă. Nu mă interesează, face. Se face. E problema lui, el plătește cu firma de construcție, chiar nu mă interesează.
Dar este permis. Este permis. Da, bun. Este permis, cum să... Dar numai să-și pună un cub în... Un cabinet curat. Da, cum să... Deci este permis. Da, cum să... Bun. Cam asta. Adică este benefic pentru noi. Păi nu. Nu e beneficiu aici. Poate unii vor fi plecați în momentul în care se fac raportul. Haideți, poți să știi raportul. Nu poți să se putea de la. Nu poți să faci raportul atât de pe care nu l-au. Dar dacă treci acum și persoana respectivă e plecată, cum face domnul, e cam ce ideea asta. Și aș fi făcut acasă să-i faci așa, dar nu știu că trebuie. Adică să fac acum un acord și aș fi făcut să știu. Deci mai faci cineva poate o amenajare că s-a terminat și cu... Vorbim de acord de păsările sau oraș? Mă, tot trebuie să trage mai strafii de asfalt deasupra. Aia asfaltul nu mă deranjează. Singurul cu care m-a deranjat este din gură, dar asfaltul. Adică de zona aia din... Zicolul poate să fie ceva ca să facă. Ei, dar spus că mai mult oraș. Trebuie să fie o firmă specială care posibilă contract sau dacă trezești când faci o lucrare aiurea și mai mai probleme după aceea. Picina. Dar ei ce vreau la nu, dar ei nu pot să facă recepția la lucrare dacă tu ți-e din ea. Eu și-aș voia, dar dacă, de exemplu, el când bagă presiunea, vine la folosel și îl bagă presiunea, are o mașină, îl băga presiunea și vede că are pierde. Și mie îmi spune, măi, dar unde va pierde? El zice că acolo. Dar nu puteți să faceți recepția la lucrare dacă te branchezi. Nu poți să fac decepția, colecția asta. Orice problemă, zice, uite, sunt branșată ăla. Da, nu, da. Și aici, la sfârșit, vă mulțumim de participare.